Ancheta în cazul sinuciderii unei adolescente din Valea Viilor, județul Sibiu. Cu câteva ore înainte să-și ia zilele, fata a postat un mesaj de adio pe rețeaua de socializare. Dacă eu într-o zi nu voi mai fi, amintește-ți de zilele frumoase pline de râsete, a scris ea pe pagina sa de Facebook. După ce a postat mesajul, adolescenta a mers în pădure și s-a spânzurat. Colegii spun că în ultima vreme ea vorbea tot mai des despre moarte. Ea tot povestea de chestia asta, păi nu știu, tot zicea că vrea să moară, păi nu vreau să zic mai multe. Dar a avut o relație? Relație nu. Dar s-a despărțit de iubit? Ce ați auzit? Păi nu știu, prietenă, mă, cam așa zice, că de asta, dar unii zice că au plecat de acasă și poate fi certată taică sau... În urma cercetărilor la fața locului, criminaliștii au stabilit că adolescenta nu prezenta urme de violență. Nu pot să-mi dau seama ce motive, când era singura fată între băieți și așa... Era băiețoasă. Nimeni nu știe ce a determinat-o pe fată să-și pună capăt zilelor. Anchetatorii caută acum să stabilească toate detaliile privind acest caz. Deocamdată familia fetei se pregătește de înmormântare.